Și în acest an, românii cu venituri mici vor beneficia de pachete cu ajutoare alimentare care conțin mai multe produse de bază. Guvernul a aprobat recent hotărârea pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate. În perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile. Românii din categoriile defavorizate primesc anul acesta ajutoare alimentare. În anul 2024, sprijinul material sub formă de pachete cu alimente este în cuantum de maxim 125 de lei și se acordă odată la 6 luni următoarelor categorii de persoane defavorizate. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor de incluziune în condițiile legii numărul 196/2016 cu modificările și completările ulterioare. Membrii familiilor beneficiare de ajutor pentru familia cu copii acordată în baza legii numărul 196/2016. Persoanele, familiile aflate temporar în situații critice de viață stabilite în urma anchetelor sociale efectuate la nivelul unităților administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința. Identificarea categoriilor de destinatari final se realizează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin grija entităților aflate sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestui, precum și de unitățile administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința pentru persoanele fără adăpost. Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identității persoanei pe listă și asemnării de primire a pachetului de alimente de către destinatarii finali. Pentru destinatarii finali nedeplasabili, unitățile administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința au obligația de a asigura serviciul de livrare a pachetului cu alimente la domiciliul sau reședința acestora, relatează ziarul Lunea.ro.